ceea ce privește colaborarea dintre Digital Innovation Zone și Orange România, noi am pus pe hârtie la începutul hub-ului, când s-a lansat hub-ul și când am avut prima conferință anul trecut, câteva idei, împreună cu echipa din spate, dar cred că cel mai mult am lucrat cu colegii de la universitate. Și ne-am gândit așa, ok, din punct de vedere tehnologie, noi putem să venim și să contribuim cu susținerea celor două sectoare, producție și sănătate, și implicit startup-urile, IMM-urile din zona acestea, cu accesul la tehnologie, și aici vorbim de, bineînțeles, conectivitatea, partea de cloud, poate partea de ceva sfaturi și acces la niște module de securitate cibernetică prin care să-și testeze, să-și valideze aplicațiile lor. Deci, în primul rând, componenta aceasta. Apoi ne-am gândit așa, având experiență de finanțare pentru proiecte, poate din zona mai mult de research and innovation și transfer către business, putem să contribuim și ne-ar face chiar plăcere cu niște sfaturi, consultanță și, de ce nu, să invităm în proiecte în care noi mergem să luăm bani de la Comisia Europeană, și aici vorbesc de proiectele de tip Horizon Europe, Digital Europe Program sau Connected Europe Facility, unde avem nevoie de competențe pe anumite verticale, iar cele două verticale, spuneam, de producție și de sănătate, chiar se încadrează perfect. Deci asta ar fi a doua componentă. Și a treia componentă, bineînțeles, este componenta de promovare. Sunt evenimente, cum se întâmplă și aici, și în alte părți din țară, unde Orange este partener, și chiar ne-ar face plăcere să invităm nu doar Dizu ca și partener pentru noi, dar și IMM-ul, care poate au fost mai active în perioada anterioară, în a-și dezvolta produsele și poate în a respecta anumite, hai să spunem, milestone-uri trasate de DIS pentru evoluție și pentru zona aceasta de digitalizare pe cele două sectoare.